Bună ziua, dragi telespectatori și dragi telespectatoare. Am înțeles că sunteți actor. Îmi cer scuze, nu cred că v-am văzut în nimic. Păi așa mă gândeam și eu. Și n-am decât o variantă. Teodor Corban a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1985 la clasa profesorilor Dembrădulescu Dragoș Galgoțiu. A jucat mai întâi la Bârlaci și Constanța, iar pe scena Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași a debutat în 1989. A trăit zeci de vieți, de la rolul din Scadența în regia lui Ovidiu Lazăr, la travestiurile din Chirița sau Muza de la Bordujeni. A fost profesorul în lecția de Eugen Ionescu sau Poțo în Așteptându-l pe Godot de Samuel Beckett. A întruchipat personaje din Cehov, Goldoni, Shakespeare, Morojai, Bulgakov, dar și din texte contemporane. O să-ți placă, o să vezi. Și la în două săptămâni. Îmi trebuie ceva mai repede. Eu trebuie să-mi fac pomana asta sâmbătă viitoare. Am început deja pregătirile. Trebuie să-ți faci pomana asta. Teodor Corban a debutat în film după 40 de ani. A colaborat cu regizori importanți, regăsindu-se pe afișul mai multor producții de succes, unele apreciate la nivel internațional. Ce dintr-un însuflețit este un neînsuflețit și dintr-un neînsuflețit un însuflețit? În general, la mine în viață nimic n-a venit ușor și nimic de vreme. În general, lucrurile s-au tergiversat, a durat mult. Faptul că la 46 de ani am făcut primul film și de atunci încoace am devenit actor de film, spune de la sine. A fost o șansă. Eu îmi luasem gândul că voi mai face vreodată film. A fost o întâmplare fericită cu Corneliu Porumboiu, care mi-a deschis drumul. Astăzi, după cum știm cu toți, este o zi foarte importantă pentru țara noastră. Cu rolul Virgil Șterescu din A fost sau n-a fost în regia lui Corneliu Porumboiu, a cunoscut succesul la Cannes. Pentru rolul Constantin din Aferim în regia lui Radu Jude, a fost nominalizat la Ursul de Argint și a obținut premiul Gopo. Să rămână cinstite, părinte! Nu mă interesează premiul cât e de mare, mi-e și frică de premii, că pe unii îi schimbă, îi transformă. Nu vreau să pățesc așa ceva. Pe 28 aprilie 2022, Teodor Corban împlinise 65 de ani. Actorul iese vreodată la pensie? Artistul iese vreodată la pensie? Pentru mulți 65 de ani, cam asta înseamnă. Artistul nu are nicio legătură cu pensia. Cu toate că eu știu și oameni tineri care ar merita să iasă la pensie, că îi simt uzat și oameni care nu exprimă nimic în artă. Și sunt oameni care și la 70 de ani, la 80 de ani, sunt foarte vii, sunt foarte creativi. Nu cred. Pensia este un act, să spun, legal, la care omul muncii are dreptul, dar n-are nicio legătură cu meseria noastră, cu actoria. Deci nu se iese la pensie în actorie. Aviator, poștaș, doctor, inginer. De la 20 de ani am pierdut și acum ce chestie. Cei care cunosc istoria de după Revoluție, mai ales a Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, vă știu în foarte multe spectacole. Erați încă din primii ani de când ați venit aici la Iași un actor extrem de apreciat. Eu n-am să vă uit în multe, multe reprezentații. În Așteptându-l pe Godot, de exemplu, consider că ați fost extraordinar și nu numai. Mulți însă v-au descoperit după ce ați jucat în filme. Bună dimineața! La mulți ani, domn primar! La mulți ani, domn primar! Asta e a mea! Să trăiești, domnul învățător! La mulți ani, domn primar! Băi. Și cât mai mult în primărie! Asta e pentru mata! Băi, Hai să trăiești! Ai început-o cam din timp, domn primar! Ce să faci, băi? Odată împlinește omul 49 de ani! Păi și altul mai clăpăug mi-ați găsit? Nepotul tău și primar. Știi că e nepotul meu. Eu... Vasile, hai, fug acasă imediat. Trimite pe soarta la mine. Comisarul Mihnea Nicoară, secția 4. Domnul Pavel, aveți vreo informație? Cât timp a lipsit cel mai mult, fără să știți? Cum e când vă uitați la dumneavoastră? Uitați de omul Teodor Corban și vă conving personajele pe care le vedeți în film? De regulă, când mă văd în film, ori nu-mi place de mine,
devin critic, devin... mă simt incomodat să mă văd. Dar uneori, poate era sau în anumite momente ale filmului, mă prinde povestea, uit că joc eu, parcă văd pe altcineva, parcă nu sunt eu acela. În arhiva noastră am găsit o înregistrare din 1996 cu spectacolul O seară romantică. Să vedem, de fapt, primul travestit din cariera dumneavoastră. E cel care v-a condus apoi spre Chirița. Da. La noi este un obicei ca femeile să se căsătorească ca să facă kinder. Ich vreau pentru mine un femeie care să facă la mine poezii. Wow! So Vidor Schiller, Vidor Goethe. Goethe, ja. Schiller, ja. Vai da și numinate rosi baron, Feblen. Bitte? Feblen, Feblen. Bitte? Feblenii mele talente nu știu cum va răspunde la așteptarea ma ta. Silește, silește și poate. Aba, nu trebuie să te gândești că asta împiedică la noi să facem Kinder. Na. Und Kinder und Poesie. Vă leu! Ia, mein Schatz. Schatz, pleaște-le bre! În 1996 se împlinau 100 de ani de la inaugurarea grădirii și cred că acest spectacol a fost creat chiar pentru această ocazie. Actorul care a trecut și a rafinat foarte mult mijloacele acum și în actoria de film, cum îl privește pe Teodor Corban de atunci în travestii? E un tip de rol foarte greu, cred, de abordat travestiul. Ați mai jucat la fel sau vă influențează practic experiența din film foarte mult și în actoria de teatru acum? Nu, actoria de film nu are nici legătură cu genul de actorie din vodeviluri cum e Chirița sau Muza de la Burdujeni. Mă uitam că, bine, genul ăla de actorie este mai gros. E teatru popular, este mult îngroșat totul. Nu... Căutam să-mi amintesc stările pe care le aveam în momentul când era înregistrarea, ce gândeam atunci, practic retrăiam ce gândeam acum mulți, mulți ani. Și mi-era destul de proaspăt ce se întâmpla acolo. Dacă ar mai fi să joc la vârsta mea personajul, evident că l-aș face cu totul altfel. Numai că, din ce mi-am amintesc, era foarte obositor. Nu e greu de jucat travestiul. Că pentru mine era foarte obositor Muza de la Burdujeni, Calliope Busuioc, de fapt, cum se numea personajul, era foarte ostenitor fizic, pentru că aveam mult de cântat și mult de dansat. Și cred că nu eram nici într-o formă perfectă fizică, pentru că eram terminat la finalul spectacolului. De cântat v-a plăcut întotdeauna să cântați? Da, mi-a plăcut. Cred că îl moștenesc pe taică-mea. El avea o voce bună și... Cântatul era și în familie ceva familiar. Ați vrut să urmați o astfel de carieră sau teatrul a fost... Da, la un moment dat, când mă pregăteam pentru a da la facultate de teatru, unde printre probe este și una de canto, de cânt, nu știam cât de importantă e proba, așa că prin cineva am ajuns la o mare cântăreață a României, de origine din Iași, Magda Anculescu, o mare doamnă a scenei opere, evident, ce nici mai amintește. M-a văzut, i-a plăcut extraordinar de mine, era și profesoară la canto și a insistat, enorm, a insistat să dau examen, pentru că sigur voi lua, pentru că un glas tenoral, cum aveam la vremea aia, a zis că ea rar a întâlnit și... Mă rog, și am ales teatru până la urmă, nu mai lungesc, n-a fost să fie opere, dar probabil aș fi avut o carieră frumoasă. Vorbeați mai devreme de stările pe care încă vi le mai amintiți din momentul în care jucați alături de Sergiu Tudose în Muza de la Burdujeni. Cum se topesc, practic, personajele, stările acestea în omul care sunteți astăzi? Pentru că purtați 10 de personaje după dumneavoastră. Mă rog, am să citesc dintr-o vorbă, dintr-un clișeu. Toate rolurile sunt copiii mei. Nu le uit. Adică pot să le uit, dar... Îmi sunt reactivate simțurile când văd imaginele și mi-amintesc și ce gândeam, ce trăiam, ce simțeam în momentul ăla.
momentul ăsta care mi l-ați arătat cu domnul Tudose, Dumnezeu să-l ierte, era un triptic, el era un fel de îndrăgostitul, un tip care făcea farse, dudui. Și aici era în faza când el era neamț. Și mi-amintesc cât ne amuzam la repetiții împreună cu doamna Sorana Coroamă, care a făcut regia. Și mi-amintesc cât de mult ne amuzam la repetiții. Inventam, dânsul era mai în vârstă ca mine, dar avea simțul ludic, ca un mare actor ce era. Și era foarte plăcut la repetiții. Îmi amintesc detalii. Un alt spectacol, cel mai proaspăt, să venim acum spre prezent, este Terminal Brazilian, care jucați alături de prietenul dumneavoastră și colegul dumneavoastră, Ticu Pușcașu. Spuneați atunci când am venit și am filmat la repetiție că practic e o întoarcere la acel laborator, la actoria de bază, care e foarte dragă, de fapt, actorului, la teatrul de replică, la teatrul intim, aproape de public. Eu simt că în ultimii ani, jucând în film, mi-a prit să joc mai mult la sălile mici, la studio, la cub, la săli intime, pentru că mijloacele sunt mult mai rafinate, mai delicate, mai aproape de felul de a juca în film. Și îmi place să-mi păstrez armele astea ascuțite, să am trusa asta de scule pusă la punct. Și lucrul ăsta se întâmplă nu numai că joci la sala mare, se întâmplă și colaborând cu unii regizori care își pun amprenta prea puternică asupra actorului, în sensul că asupra spectacolului, scuze. În sensul în care actorul devine o rotiță în grenajul care e spectacolul, în care practic nu primează actorul. De multe ori aveam senzația că pot să fiu eu sau o păpușă în locul meu. Și vocea pusă pe bandă și e suficient. Vreau să mă întorc la origini, vreau să redescoper motivele pentru care m-am îndreptat spre teatru și să fac actorie. De aceea v-ați îndreptat și spre regie? Păi da, e dintr-o, n-am spune chiar disperare, dar e o întoarcere la originele a ceea ce însemna la începuturi pentru mine teatrul. Am senzația că m-am pierdut așa la un moment dat. Încep să joc în forme de teatru care nu sunt pe gustul meu și nici potrivite. Și atunci am zis, ce e mai potrivit pentru mine, gândindu-mă așa acasă? Cred că ceea ce vreau ar trebui să și regizez, să controlez eu, adică lucrurile. Să nu mă mai las pe mâna altora. Evident că meseria mea presupune să te lași pe mâna cam oricui. Cine e angajat să vină la teatru și ești distribuit, vei juca. Dar nu întotdeauna experiențele astea sunt fericite. Și am zis, dacă e să mai mor, să ratez ceva, să măcar să fie pe mâna mea, să nu mai înjur pe altcineva. Din fericire, Terminal Brazilia este un spectacol, mie mi se pare foarte bun, după unii este excepțional. Chiar oamenii de specialitate au zis că e surprinzător, că nu are regizor. Mă rog, există, dar noi nu-l băgăm în față. Pentru că noi am vrut să se vadă doar actoria, relația dintre două personaje, făcută ca la școală. Adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să vină studenții de la actorie, dacă îi lasă profesorii, sau să îi îndrume, să îi îndemne, să vadă un soi de laborator. Se și cheamă laborator proiectul în cadrul căruia am făcut spectacol. Vedem fragmente din acest spectacol și un interviu cu actorul, colegul dumneavoastră, Constantin Pușcaș. Mâncăm azi împreună? Dar nu-ți eu, mâncăm împreună. Și ce mâncăm, Pino, ce mâncăm? Ce vrei tu, nu-ți? Paste. Da? Mâncăm paste. Mâncăm paste, da. Așa cum numai tu știi să le faci, da? Roșii? Terminal Brazilia este cel mai recent proiect teatral al Naționalului Ieșan. Textul îi aparține actorului și scriitorului italian Spiro Scimone. Producția se înscrie în programul Laborator, care cuprinde proiecte inițiate de actori din dorința de a cerceta, de a experimenta noi mijloace de inspirație și creație. Pentru asta vrem să facem teatru. Teatru real, teatru firesc, care se bazează pe actor, în primul rând. Pe ceea ce simte, pe relațiile dintre actori. Nu pe imagini și pe grupuri care se mișcă sincron. Ne
Terminal Brazilia, Nunțio, în original, este piesa de debut a lui Spiros Cimone, scrisă în 1994. Textul a obținut câteva premii importante în Italia și a stat la baza unui film lansat în 2002. Piesa are verb, are replică, are tăceri, nu impune, ci propune. Îi dă actorului combustibil ca să-și poată dezvolta demersul. Pentru Teodor Corban și Constantin Pușcaș, o provocare este de a găsi firescul într-o tipologie umană abordată mai rar. Ne-a plăcut textul pentru că sunt două personaje care nu ne sunt chiar la îndemână. Nu prea le-am jucat la alte spectacole. Da, putem spune că sunt un contra-amploa. Ți-am zis că am o casă la mare. Da. Să te iau cu mine să-ți arătești. Chiar mă iei cu tine? Da, hai, îmbracă-te. Nu e primul spectacol la care ați ales textul, la care semnați și regia, sau am putea spune aici e o creație colectivă, așa scrie pe afiș cel puțin. Ce tip de texte vă preocupă, vă macină, în funcție de ce le alegeți? Bine, la primul nivel e dorința de a găsi personaje care se potrivească cu mine și cu Ticu Pușcașul, evident. Și funcție de dezideratul ăsta, dacă este îndeplinit, și mai sunt 2, 3, 4 personaje, în general nu foarte multe personaje, pentru că nu se poate face o regie colectivă sau o regie atât de simplu, nefiind regizor oficial al teatrului. Plus, sunt probleme de producție foarte mari. De fapt, acolo e problema cea mai mare. Probleme de producție unde nu te ajută nimeni. N-ai scenograf, n-ai regizor. Practic, noi le facem pe toate. Asta e cel mai complicat. Dar, din alt punct de vedere, artistic vorbind, textele, întotdeauna îmi place să aibă umor. Dacă e umor negru, cu atât mai bine, din punctul meu de vedere, să aibă adâncimi, substrat, care să-ți dea de gândit. Adică nu vreau umorul ăla să se râdă ca țața în piață, umorul ieftin. Îmi place umorul mai subtil și care îți dă de gândit. Adică mi-ar plăcea, idealul meu de spectacol este să râzi tot spectacolul și la urmă să plângi și să te obsedeze spectacolul măcar două zile. Sunt personaje care vă obsedează și acum, pe care... Nu. L-ați jucat, nu. Ați spus ceva foarte profund atunci când am difuzat fragmentul cu Muza de la Burdujeni despre stările pe care le aveați și care au rămas încă în dumneavoastră gândindu-vă la acel spectacol. Vă rămân mai mult în suflet personajele din teatru decât cele din film? Nu. Acum s-a reactivat memoria afectivă, probabil, revăzând un fragment. N-am văzut de mult fragment din Muza de la Burdujeni și m-au luat oareșcare emoții. Nu, în general nu sunt bântuit de personajele pe care le-am făcut. Mă consider un om echilibrat, sănătos, privesc în viitor și trăiesc prezentul. Ce a fost, a fost. Sper să fie apreciat ce am făcut bun, cel puțin. Nu sunt bântuit de personaje și nu-mi doresc niciodată un anume personaj. Mai ales că actorul este o marfă, eu sunt ca un produs care stau pe teșghea. Și vin cumpărătorii. Cumpărătorii înseamnă producătorii și regizorii. Și dacă ei mă consideră apt pentru un anume proiect, înseamnă că, din punctul ăla de vedere, sunt apt pentru acel proiect. Ține de cum arăți, de fizionomie, de întâmplarea că te potrivești cu viziunea regizorului despre acel personaj, e un complex mai mare, adică nu e suficient să fii un actor bun și să aștepți să fii distribuit. Trebuie să ai și șansă. Și de-aia totdeauna cred că dacă cineva mă vede distribuit într-un anume rol, înseamnă că știe el de ce. Are o noimă, nu mă alege de aiurea. Nu pot să mă distribui eu, în general. Și aici, în Terminal Brazilia, a fost foarte greu, că nu știam ce să joc eu, ce să joc Tic. Erau doar două personaje. La prima mână părea mai firesc să joc eu celălalt personaj, care l-a jucat Ticu. Și am zis, hai să ne jucăm invers, hai să facem ceva contra ampla. Că tot am jucat pe ampla, lumea o să aibă un deja viu. Hai să-i surprindem. Și ce când să-i surprindem. Cum privește în viitor Teodor Corban?
cu ochelari. Nu știu, se schimbă puțin calimera cu ieșitul ăsta la pensie al meu. Nu știu în ce măsură, teatru înțeleg că mă păstrează în trupă. Sper să mă folosească la valoarea pe care încă o mai am și cât mai am putere. Și, ce să zic, mă uit cu speranță în viitor. Îmi doresc să fiu sănătos, că de jucat am jucat non-stop. Și de filmat? De jucat în filme și în teatru non-stop. Fără deosebire. În ce vă vedem în următoarea perioadă, dincolo de ceea ce e pe afiș la Naționalul Ișan? Am înțeles că aveți un proiect în Belgia. Da, trebuie să filmez în Belgia un regizor belgian de care nu știu, un tânăr regizor. Insistă să mă folosească într-un film. Nu am mult, e un rol mic. Dar e o experiență. Sunt în așteptarea unui serial care se tot prelungește perioada de filmare, dar va veni. Și a fost lansat nu de foarte mult timp Copacul Dorințelor, amintiri din copilărie, în regia lui Andrei Huțuleac. Cine nu l-a văzut, sper să-l caute, vor vedea un alt Corban, un alt ipostază. Nu m-a văzut nimeni așa. Nici eu, pentru că n-am văzut filmul. Domnule Stoica, veștile nu sunt bune. Nu știu dacă ți-au zis de cei de la hospice. E că e frumos. Ea este noua noastră prietenă. O cheamă Mara. Copiii nu mor. Copiii devin prințese, prinți. Pentru dumneavoastră, sufletul unde rămâne, de fapt? Sufletul meu rămâne, în general, în lucrurile pe care nu am apucat să le fac mai mult. Pe cele pe care le-am parcurs. Să zicem că, chiar dacă nu sunt mulțumit în totalitate de ele, să zicem că am parcurs niște etape, dar au rămas multe lucruri nefăcute în meserie. Acum că e ca un fel de bilanț. Chiar simt că mai aveam de spus multe lucruri.